găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Analiză Inițială. Eu sunt Andreea Dascălu și alături de invitatul meu de astăzi vom discuta cele mai importante subiecte din această dimineață. În emisiunea de astăzi vom discuta despre admiterea la Universitatea din Craiova pentru studiile universitare de licență la cele 10 facultăți din structura sa. Apoi vom discuta despre centrul istoric vechi al Craiovei, care este jumătate reabilitat, iar la finalul emisiunii vom vorbi despre Kiev, care a anunțat deblocarea aeroportului de Lugansk. Alături de mine în platou se află colegul meu Cristi Nedelcu. Bună dimineața, Cristi, bine ai venit în emisiune. Bună dimineața, Andreea, bună dimineața, stimați telespectatori. Primul subiect pe care îl discutăm astăzi este despre admiterea la Universitatea din Craiova pentru studiile universitare de licență la cele 10 facultăți din structura sa. Oferta educațională poate fi vizualizată pe panourile din holul central al universității. În plus, candidații pot obține informații de la sediul fiecarei facultăți, precum și de pe site-ul www.ucv.ro. Cristi, care sunt cele mai căutate specializări la noi la facultate? Mi se pare interesant să discutăm puțin despre locurile care sunt disponibile în momentul de față. Din cifrele pe care le avem, sunt 5550 de locuri, sunt distribuite în momentul de față pentru domeniile și specializările din cadrul universității, iar dintre acestea 2880 sunt locuri la buget. Deci există un număr important de locuri care sunt locuri cu taxă. Nu este numai cazul Universității din Craiova, este o situație întâlnită în general în cadrul învățământului superior românesc, care în mod oficial este un învățământ gratuit, dar ușor, ușor începe să se transforme într-un învățământ parțial gratuit, pentru că nu chiar jumătate, dar undeva pe aproape dintre studenți urmează această formă de învățământ contra unei taxe, ceea ce numai învățământ gratuit nu mai este. În ceea ce privește facultățile, specializările și direcțiile spre care studenții se îndreaptă cel mai mult, lucrurile sunt extrem de volatile și trebuie să spunem că deocamdată acum este partea de înscriere, nu se încheie acum povestea, pentru că știi ceva mai bine ca mine și ai putea să explici mecanismul. Tu ai intrat în facultate în conformitate cu procedurile din standardul Bologna, ceea ce presupune altceva decât ceea ce eram noi obișnuiți, cu examen de admitere la facultate, te hotărăști la ce facultate te duci, te hotărăști cu ceva timp înainte, înveți la materiile pentru care dai examen, nu? Dacă te duci și vrei să dai examen la o facultate tehnică, te știi lucrul ăsta cu cam din timpul liceului și înveți pentru respectivele materii, dacă vrei să dai la drept, iar știi lucrul acesta. Acum, cu excepția unor facultăți care încep să reintroducă sistemul de examen de admitere, în celelalte, admiterea se face pe bază de dosar, ceea ce înseamnă că te hotărăști la ce facultate te înscrii după ce termini bacalaureatul, nu? Cum funcționează povestea? Majoritatea își depun diplomele și dosarele la mai multe specializări. Din câte știu, dacă te înscrii, spre exemplu, la facultatea de litere, prima specializare română-engleză, este gratuit. Dacă intri la buget acolo, poți să faci facultatea gratuit. În schimb, dacă ai opțiunea a doua, specializarea jurnalist, acolo intri automat la taxă, fiind opțiunea a doua, deci te repartizează automat la taxă, indiferent de media pe care o ai. Chestia asta, admiterea, eu zic că ar fi un lucru benefic pentru student, în primul rând, nu pentru universitate. Probabil că ar fi din ce în ce mai puțin care s-ar înscrie. Da. Este și teama de a da un examen. Cred că cea mai mare problemă ar fi teama. Teama studenților că nu ar fi, mă rog, viitorilor studenți că nu ar fi nepregătiți. Ei totuși trec printr-un examen de bacalaureat destul de dificil pentru ei. Acum mai există următoarea problemă. În momentul în care în aceeași vară ai de susținut două examene, și examenul de bacalaureat și examenul de admitere, unul dintre cele două examene devine mai puțin important și celălalt mai important. Se întâmplă în mod natural lucrul acesta. Dar să ne întoarcem la sistemul pe care tu îl descriai, la sistemul dosarului, ai terminat liceul, ți-ai făcut un dosar, te-ai dus la o facultate, ți l-ai depus și în funcție de medie și așa mai departe, dosarul ți este acceptat sau nu. Sistemul acesta de admitere pe bază de dosar funcționează foarte bine,
în Statele Unite ale Americii. Numai că acolo admiterea pe dosar este într-adevăr admitere pe dosar, în sensul că în afară de rezultatele din timpul liceului, contează foarte mult activitatea extrașcolară, dacă ai participat la tot felul de activități de voluntariat și așa mai departe. Lucrul acesta se întâmplă și în unele universități din Occident. Și, iar dosarul este evaluat în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce s-a întâmplat prin procesul de la Bologna este că europenii au încercat într-un fel să micșoreze acest decalaj existent între universitățile din Statele Unite și universitățile din Europa, pentru că acest decalaj este fără doar și poate un însemnat. În fiecare an când se publică clasamentul universităților din lume întâlnite după criteriile de la Shanghai, în primele 10 universități din lume, cred că intră una sau două din Anglia și cam atât. Și restul, următoarea universitate, cred că se regăsește Sorbona din Paris, dar undeva în primele 15, Madridul și cam atât. Primele 10-15 universități sunt clar universități din Statele Unite. Și atunci, la un moment dat, în cadrul procesului de construcție europeană, s-a pus și problema ca învățământul să existe oarecare sau uniformizarea învățământului în întreaga Europa și să se gândească un sistem de învățământ universitar care să fie cât de cât similar în toată Europa și pe cât posibil să se reducă decalajul dintre universitățile din Europa și cele din Statele Unite. Și așa s-a ajuns la acest sistem Bologna, în care facultatea înseamnă, este construită pe două cicluri, ciclu de licență, ciclu de master, 3+2, 3 ani ciclu de licență, 2 ani ciclu de master, admitere pe bază de dosar, ceea ce deplasa greutatea pregătirii în timpul liceului, acolo când tânărul trebuie să asimileze toate acele cunoștințe, să-și dezvolte capacitățile și așa mai departe. Acum există voci în întreaga Europa care critică acest mecanism și care spun că mecanismul nu a dat rezultatele așteptate. La noi, faptul că unele universități cer și au reintrodus admiterea este un semn că sistemul în sine nu funcționează. Și o să mai vorbim și zilele următoare, pentru că abia acum este începutul, dar avalanșa va urma și vom relua puțin această discuție când vom discuta și despre dificultățile pe care le întâmpină un tânăr care termină liceul, ia examenul de bacalaureat și apoi trebuie să se scrie la facultate și mai ales dificultățile pe care le întâmpină tinerii care vor să plece în străinătate, pentru că acolo au o problemă reală cu diplomele de bacalaureat, dar vom discuta despre acest subiect când vom ajunge la subiectul respectiv. Ceea ce vreau eu să mai spun este că în momentul de față există oarecare deplasare de interes al studenților spre facultățile cu profil tehnic, pentru că în ultimul timp s-a vorbit și despre necesitatea unui loc de muncă și la un moment dat, acum un an și ceva, chiar se lansează o idee a necesității reindustrializării României și așa mai departe, și atunci tinerii încep să devină mai interesați de profilul acesta, care în anii 90 a cunoscut un declin accentuat. Acum este greu de spus ce se va întâmpla, pentru că, așa cum spuneai și tu, studenții se duc cu dosarele la mai multe facultăți în funcție de ce se întâmplă. Nu, tu spui de la câte facultăți spui de pune dosarul? Nu ai un număr exact. Contează foarte mult. Bine, într-adevăr, adeverințele acelea trebuie legalizate la notar. Probabil că majoritatea nu depun, pentru că, îți dai seama, necesită costuri suplimentare să legalizezi actele. Dar, în principiu, poți, n-ai un număr fix. Poți să depui la oricâte facultăți respectivul dosar, în speranța că, aici ajungem, în speranța că vei obține un loc la buget. Bătălia aici este dacă ești student la buget sau ești student la taxă. Da, se mai poate vorbi atunci de o facultate făcută cu pasiune? Și atunci nu se mai poate vorbi de facultate făcută cu pasiune, pentru că, așa cum spuneam înainte, îți gândeai, să spun, traiectoria ta profesională din timpul liceului și începeai să te pregătești în domeniul respectiv. Acum termini
facultatea și te înscrii și la o, termin liceu, te înscrii și la o facultate cu profil tehnic și la o facultate cu profil umanist. La medicină se dă admitere, așa că nu te mai poți înscrie și la medicină, dar în anii anterior făceau și lucrul acesta. Medicină, facultate tehnică, studii umaniste, unde intru cu la buget, acolo rămân să fac facultatea. Evident, prin anul 1 sau 2 descoperă că nu este ceea ce și-ar dori, dar sunt foarte puțini care renunță la facultatea începută pentru că nu le place ceea ce fac. Este și motivul pentru care, odată terminată facultatea, destul de puțin dintre studenți se angajează în domeniul lor de activitate pentru că nu au făcut-o neapărat cu pasiune, ci a fost acolo s-a întâmplat să nimerească, să prindă un loc fără taxă și atunci au mers mai departe spunând ok, termin facultatea și văd mai departe ce se întâmplă. Dacă tot vorbeam de sistemul de notari, eu am fost prima generație după ce m-am înscris la Universitatea din Craiova în care s-a introdus reorganizarea. Dacă după un an de zile de facultate aveai media mai mică decât cu cea care ai intrat, puteai să intri la taxă. Da, se făcea rearanjarea studenților, studenților. În funcție de note. Iar majoritatea colegilor mei au fost speriați de acest lucru și au învățat, au început să învețe din acest motiv, pentru că le era frică că nu aveau posibilitatea să-și permită să plătească taxa de 25-30 de milioane, la cam atât a ajuns acum taxa la Universitatea din Craiova, în jur de 30 de milioane. Ceea ce este o sumă destul de mare. Bun, este o sumă mare și acum nu știu cât de corect este acest procedeu. Bun, pot să spui că studenții, având această presiune a banilor pe care ar trebui să-i plătească, învață, dar, mă repet, învățământul superior este gratuit în România. Și un student intră la facultate după criterii stabilite de minister și de facultăți și urmează cei 3 ani de facultate. Pe ce motiv la un moment dat, undeva de la mijlocul facultății, se spune din momentul acesta trebuie să plătești pentru că nu a învățat, nu mi se pare absolut deloc în regulă. Repet, în condițiile în care continuăm să insistăm că învățământul superior este gratuit. Dacă spunem că în România învățământul superior nu este gratuit și este sub învățământ cu taxă, atunci lucrurile sunt foarte clare și foarte limpezi. Există învățământ cu taxă și în cadrul învățământului cu taxă un număr oarecare pe care îl stabilește facultatea respectivă. Studenții nu plătesc taxă datorită ca urmare a rezultatelor foarte bune pe care le obțin. Și atunci lucrurile sunt în regulă. Dar a declara un învățământ gratuit, îi pui pe student să plătească și mai mult decât atât, undeva prin mijlocul anului schimbi, unul care a intrat cu, nu țin apărarea studenților care nu învață, dar în mod normal studentul ar trebui să învețe nu ca să nu plătească taxă. Ci pentru el. Deci există o diferență între teorie și ce se pune în practică, să înțeleg. Da, și asta și ne întoarcem și la ceea ce discutam puțin mai înainte, la motivația pe care tânărul are să aleagă acea facultate. Într-adevăr, sunt facultăți, eu, de exemplu, în momentul în care aveam eu admisia la facultate, facultatea de fizică era la vremea aceea una dintre cele mai bune facultăți. Cine intra la facultatea de fizică era privit cu un respect și cu destul de multă invidie de noi ceilalți. A intrat la fizică. În momentul de față, facultatea de fizică este o facultate unde numărul de luni, nu știu, am văzut că și-au făcut... își fac campanie de promovare, pentru că nu oferă absolvenților aproape nimic. Ai terminat facultatea de fizică, bun, și mai departe ce faci? Unde intri? Intri în profesorat, în zona, în liceu, porțile sunt aproape închise și atunci? În general, studenții acum sunt îndemnați să se înscrie și la modulul pedagogic. Din aceste motive, că există o șansă. Nu, există este un departament separat în cadrul universității, departamentul de pregătire psihopedagogică, pentru a putea apoi profesor bun și lor mi se și unde profesezi, numărul de ore de liceu numărul de ore în liceu de fizică sunt scăzute. Cercetarea este subfinanțată în România, nu bagă nimeni bani în cercetare astfel încât să se creeze locuri de muncă pentru că din facultatea de fizică ies oameni calificați, chiar cu o calificare înaltă. Și ce faci cu ei, unde îi folosești?
Așa este. Din moment ce în cercetare, și ne întoarcem la ceea ce discutam, la povestea aceasta cu procesul Bologna. Procesul Bologna ar fi trebuit să fie corelat și cu o dezvoltare a cercetării. În Statele Unite, universitățile sunt strâns legate de institute de cercetare, multe dintre ele private. Acolo sunt fonduri pentru cercetare și studenții sunt plătiți uneori din timpul facultății pentru a participa la anumite proiecte. La noi lucrurile sunt total rupte. Sunt total rupte între mediul academic și mediul economic. Iar cercetarea, să mai iertă Dumnezeu, dar statul român se pare că a uitat cu desăvârșire de acest domeniu. Finanțată mai puternic această cercetare ar însemna și o revitalizare a unor domenii academice care în momentul de față sunt într-un declin. Cred că singura universitate care mai beneficiază de proiecte de cercetare ar fi medicina. Nu? Da, acolo există niște pentru că există această legătură între ce se întâmplă în universitate și ce se întâmplă în mediul clinic, pentru că mulți dintre profesori sunt și medici acolo. Și este singurul domeniu academic unde lucrurile sunt mai strâns legate. În rest, asistăm la o rupere. Mă rog, poate în zona tehnică, ușor, ușor, agenții economici care se formează încep să devină mai interesați de ce se întâmplă în mediul academic, dar în altă parte, repet, și mai ales acolo unde legătura ar trebui făcută cu institutele de cercetare care, asta este, trebuie finanțate de la stat. Nu există altă sursă de finanțare în momentul de față, mă rog, în afară de câteva proiecte europene, dar până nu se deschide linia de finanțare, nu avem ce să discutăm nici despre subiectul acesta. O să mai revenim cu acest subiect după ce se încheie perioada de admitere la Universitatea din Craiova. Și atunci facultățile află exact câți studenți au, pentru că în momentul de față, degeaba, dacă ești decanul unei facultăți, degeaba ai 2000 de studenți care au venit și și-au depus dosarul. La sfârșit te poți trezi câți rămân. Și mai este și admiterea din toamnă. Pentru elevii care nu au promovat examenul la bacalaureat, au și ei o șansă în toamnă. Da, aici se aplică de foarte multe ori principiul biblic, mulți veniți, puțini rămași. Așa este, într-adevăr. Doamnelor și domnilor, noi continuăm cu un nou subiect. Lucrările pentru Centrul Istoriei Vechi al Craiovei sunt aproape la jumătate. Infrastructura a fost înlocuită pe majoritatea străzilor, în proporție de 80%. Rețelele de apă și canalizare au fost schimbate deja pe toate străzile din Centrul Vechi, cu excepția unei singure străzi. Cristi, în ce stare este Centrul Istoric Vechi în prezent, pentru telespectatorii care n-au putut să... Centrul este în momentul de față într-un șantier. Trebuie să spunem că acest proiect este un proiect al vechii administrații, un proiect semnat de veche administrație și continuat de actuala conducere a primăriei. Și este un proiect extrem de benefic, pentru că orașul Craiova este un oraș frumos. Și care va deveni și mai frumos. Este un oraș frumos și are cu arhitectură extrem de interesantă. Din păcate, după cutremurul din 1977, zona centrală, Calea Unirii, pe care acum o mai știm din poze, a fost remodelată, mă rog, nu mai o să reluăm întreaga poveste, poate mulți o știu, și s-a construit în stilul acela al arhitecturii anilor 80, pe care îl regăsim în foarte multe orașe din Craiova și în care este un stil aproape impersonal, că e în Târgu Jiu, că e în Craiova, că e în altă parte, blocurile pe care le găsim în centrul Craiovei le găsim oriunde. Dar mare parte din centrul orașului a scăpat. Clădirile sunt în unele mai arată mai bine, unele arată mai rău, dar orașul în sine ca arhitectură este un oraș frumos și Craiova are clădiri frumoase. Refacerea centrului pune în valoare acest nucleu istoric al Craiovei. E drept că se face una dintre problemele acestui proiect este acela al clădirilor, pentru că refacerea centrului a însemnat în primă instanță, când s-a scris proiectul, refacerea fațadelor. Nu, tocmai că nu însemna refacerea fațadelor, însemna refacerea infrastructurii din centru, străzile și tot ce însemna partea de domeniu public. Pentru că era un proiect, finanțare europeană scris de primăria Craiovei, nu poți să obții fonduri decât pe un domeniu care este al tău. Clădirile nu sunt ale primăriei, deci nu se putea scrie un proiect prin care clădirile să fie renovate. Atunci primăria a găsit așa o soluție de compromis prin care să facă într-un fel încât fațadele să fie
să fie și ele în ton cu ce se întâmplă în, cu restul zonei. Numai că aici lucrurile sunt extrem de, de controversate. Chiar în cadrul emisiunii de aseară, subiectul zilei s-a discutat și doi dintre arhitecții chiar au discutat despre, despre acest subiect, despre ce, cum se face această renovare a fațadelor și dacă, pentru că, bun, facem fațada ca să fie frumoasă, să fie în ton cu, cu strada. Dar multe clădiri ar avea nevoie de renovare, ar avea nevoie de consolidare. Și aici lucrurile poate ar fi trebuit făcute cu mai multă, cu mai multă grijă. Din păcate, nu așa cu... E un fel de hey, rup. Avem o problemă, hai repede să inventăm ceva, să o facem, fără să fie, să se facă o analiză foarte exactă. De asta foarte se exactă. Și numește fațadă. Da. De multe ori arhitecții spuneau că în anumite zone s-a intervenit chiar brutal, adică au fost îndepărtate, a fost îndepărtată tocărie de lemn veche care putea fi refăcută și care avea o anumită valoare arhitectonică, fiind înlocuită cu tocărie dintre aceasta modernă de, de termopan, pentru că se lucrează mai repede și, și este mai simplu așa. Repet, centrul Craiovei va arăta bine, dar va ascunde unele probleme destul de importante din anumite clădiri și unele dintre aceste clădiri aparțin primăriei. Dacă este clădirea privată, atunci, nu știu, ai o negociere cu proprietarul, îi oferă o facilitate sau găsești un sistem prin care acesta să își poată consolida și, și reface casa, dar până la urmă este, clădirea lui este, este treaba lui. Dar acolo unde este casa primăriei, unde sunt construcțiile care aparțin RADPF-ului, atunci lucrurile stau cu totul altfel și acolo este responsabilitatea directă a primăriei. Nu, există acolo în centru celebra casă cu copaci, casă prin care a crescut copacul, pe care o problemă pe care primăria nu reușește să o rezolve și ar cam trebui, pentru că nu, în aprilie 2015 trebuie să se încheie proiectul acesta de refacere a centrului și casa aceea încă nu și-a găsit, nu știu, se reface, se demolează, se face ceva cu ea, să se găsească o soluție. Dar toată zona va fi pietonală, tot centrul vechi și se va face restricție la mașini. Da, este un sistem care se practică peste tot. De exemplu, în Montpellier, Montpellier este un orășel cam de dimensiunile Craiovei, are un centru istoric absolut fabulos și acolo există niște opritori pentru mașini cu telecomandă. Proprietarii care locuiesc în zonă au acces cu anumită, cu o cartelă și opritorul acela intră el poate să-și parcheze mașina, pentru că nu poți să interzici proprietarului să ajungă cu mașina. Bun, există restricții, se face un regulament în sensul acesta, câte mașini, ce fel de mașini pot să intri în zona respectivă, iar în rest, circulația se face doar pentru aprovizionare și orele acelea sunt foarte bine stabilite, astfel încât să nu încurce circulația unor. Sunt curios să văd care va fi sistemul care va fi aplicat la noi, pentru că de regulă noi le amestecăm și le facem așa un pic varză. Cert este că problema circulației în centrul orașului este o problemă. Se lucrează în momentul de față la parcare, la parcarea aceea de la Teatrul Național și teoretic va prelua o parte din aceste probleme, dar rămâne de văzut ce sistem se va adopta și cum va fi gândită circulația în restul orașului, pentru că în momentul în care centrul este închis pentru traficul normal, atunci trebuie gândite niște rute ocolitoare și mă gândesc că primăria face deja studiile respective. Eu știu, nu cred că o să aștepte să deschidă centrul, să vadă ce străzi sunt deschise circulații, ce străzi nu sunt deschise circulații și apoi să facă studiile respective. Mă gândesc că specialiștii din primărie lucrează intens la asta.
Ar trebui. Doamnelor și domnilor, dacă tot am vorbit despre reabilitarea centrului istoric vechi, vă spunem că zebra convențională din Craiova a fost înlocuită cu o claviatură, iar alte două locuri cu modele de desene. Ideea este una împrumutată din străinătate, Craiova fiind primul oraș din țară cu astfel de treceri neconvenționale de pietoni. Noile treceri de pietoni au fost amenajate cu acordul poliției rutiere. Polițiștii s-au asigurat ca fiecare zebră este semnalizată corespunzător cu indicatoare pentru a nu exista confuzii în rândurile șoferilor și pietonilor. Cristi, cum ți se pare ideea aceasta? Este o idee pe care, se înscrie în seria de acțiuni pe care primăria le face și acțiuni de fațadă și de imagine. Deci, din punctul acesta de vedere, primăria face câteva lucruri care dau bine, să spunem. Ca și nu, montarea de flori și așa mai departe. Sunt lucruri care dau bine. Nu spun că nu e bine să faci astfel de lucru, e o idee amuzantă, interesantă, a circulat imagini cu astfel de treceri de pietoni în străinătate, circulă frecvent pe Facebook și l-a văzut toată lumea și nu e până la urmă nicio filozofie să oprei. Acum rămâne întrebarea dacă dincolo de aceste acțiuni de fațadă primăria face și lucruri mai concrete și mai de substanță și, mă rog, aici rămâne de văzut, după cum discutam puțin mai înainte în ceea ce privește reabilitarea centrului istoric, de văzut dacă după ce se termină acest proiect vor gândi și, sau gândesc de pe acum pașii următori. Că, nu? Atunci când te gândești la dezvoltarea unui oraș, gândești pașii puțin în avans, nu imediat, nu de pe zi pe alta cărpeli și soluții așa pe genunchi. Cum a fost și cu pasajul subteran de s-a construit anul trecut, trebuia proiectul inițial să fie, să traverseze tot bulevardul Caro și să fie spre gară. În schimb, după ce s-a proiectat, acesta se... Acolo ar fi trebuit să fie un pasaj, pasajul subteran trebuia să iasă tot unde este, dar el ar fi trebuit continua cu un pasaj supraterant care să meargă peste intersecția aceea, numai că asta ar fi însemnat demolarea a două sau trei clădiri. Aceste pasaje care au fost realizate acum în Craiova nu sunt o idee nouă. Sunt punerea în opera unor proiecte care existau înainte de 89, când s-a făcut sistematizarea orașului, când s-au tăiat calea București, s-a făcut bulevardul Lac și așa mai departe. În proiecte existau aceste pasaje, deci punerea lor în practică au fost reluarea unor proiecte. Numai că acum e ceva mai complicat să demolezi niște case. Ne aducem aminte că lărgirea aceea a Icuza din zona cinematografului Patria a durat, nu știu, ani de zile pentru trei case ca să fie expropiate și demolate. Procedura este extrem de grea în momentul de față, iar și nu exista situația juridică a respectivelor case, trebuia cumpărate, trebuia expropiate și așa mai departe, astfel încât ele se poată face obiectul unui proiect. În momentul în care s-a depus proiectul, nu aveau rezolvată problema aceasta și atunci s-a renunțat la jumătate din pasaj și s-a ajuns la soluția care există acum. N-ar fi asta o problemă, dar dacă este să ne gândim la cum primăria nu judecă lucrurile așa în 2-3 pași, după, la scurt timp după ce pasajul a devenit funcțional, ne aducem aminte că periodic câte un tir mai ajungea acolo în centru și intra în el, pentru că semnalizarea de la intrarea orașului nu e de așa natură încât să împiedice tirul să ajungă în centrul orașului. Și pentru că semnele de acolo de la intrare sunt haotice, de multe ori cei de pe tir pun GPS-ul, GPS-ul îi scoate exact în pasaj oraș. Și stâlpul acela de protecție de la intrare a fost scos de câteva ori. Nice. De asta spun că primăria știe să facă lucruri dintre acestea de imagine de fațadă, dar lucruri de substanță și lucruri făcute un pic pe termen mai lung, aici mai are o problemă. În ceea ce privește centrul istoric vechi, are în mare parte legătură cu candidarea Craiovei pentru capitală culturală europeană? Nu, repet, acest proiect este un proiect al vechii administrații. Este un proiect depus și câștigat de atunci. El a fost acum. I-a venit acum rândul pentru finanțare. Deci nu are legătură cu Craiova Capitală Culturală Europeană. Ideea de Craiova Capitală Culturală Europeană este o idee a actualei conducerea primăriei. Proiectul este un proiect al fostei municipalități. Lucrurile sunt... Bun, că ele vin să se lege și că susțin că acesta e, să zicem, un lucru de bun augur. Sau poate, nu știu, a fost unul din motivele pentru care actuala conducerea primăriei s-a gândit. Ok, dacă tot avem proiect, dacă tot refacem centru, hai să încercăm să candidăm și pentru lucrurile, pentru acest obiectiv.
Sperăm ca toate aceste probleme se rezolve în cele din urmă. Doamnelor și domnilor, noi continuăm cu un nou subiect. Absolvenții de liceu nu își vor primi diplomele de bacalaureat la timp. DNA verifică Ministerul Educației Naționale de câteva luni bune. Procurorii vor să știe cum a fost posibil ca din 1991 până în 2013 o singură firmă privată să tipărească an de an diplomele de bacalaureat. Este vorba de un contract anual de jumătate de milion de euro pentru care nu s-a făcut niciodată vreo licitație, ci doar încredințări directe. Cristi, în cât timp vor primi elevii diplomele și de ce s-a întâmplat acest lucru tocmai în acest an? De ce s-a întâmplat abia în acest abia an? Abia în acest ar an. Ar trebui să sune întrebarea, pentru că din 91 până în 2013 este foarte mult timp. Să mă ierte Dumnezeu. Sunt ani buni. Ani buni. Și înainte de a, de a pune aceste întrebări în legătură cu ancheta DNA și așa mai departe, să spunem că primii afectați de această decizie sunt studenții care vor să urmeze o facultate în străinătate. Pentru că dacă la noi, în momentul în care te înscrii la facultate, te poți înscrie cu adeverință pe care ți-o eliberează liceul și este contrasemnată de inspectoratul școlar județean, în străinătate lucrurile sunt mai făcute mai cum trebuie. Și acolo trebuie să te duci cu diploma originală, cum că tu ai terminat liceul și că ai luat examenul de bacalaureat. Ori în momentul de față, dacă acest lucru este blocat, studenții sunt în situația de a pierde un an, că nu se vor mai putea înscrie anul acesta, probabil se vor putea înscrie anul viitor, trebuie să se rezolve în câteva luni, și asta fără ca ei să aibă nicio vină. Și vorbim despre, nu, studenții care merg să studieze în străinătate sunt printre elevii foarte buni. Deci ne-ar trebui să găsească o soluție imediată, totuși de ce să facem o anchetă, să-i, până la urmă, să-i afectăm pe elevi? Nu. Din punctul acesta de vedere, cei de la DNA au regulile și au procedurile lor. Romanii aveau o vorbă. Fiat justiția per ad mundi. Să se facă dreptate chiar dacă ar fi să piară lumea. În momentul în care un procuror începe o anchetă, nu este grija lui de ce, că dacă el merge la firma care tipărește diplome, studenți, elevii care iau examenul de bacalaureat nu vor mai primi. Nu e treaba lui. Treaba lui este să vadă de ce firma respectivă primește din 91 până în 2013 un contract de, nu știu cât, o jumătate de milion de euro. Fără licitație, prin încredințare directă, există reglementări foarte clare de la ce sumă în sus se face licitație și suma este de, nu știu, ordinul zecilor de mii de dolari. În niciun caz o jumătate de milion de euro. Deci asta este sancționat. Cine trebuie să rezolve problema asta nu este procurorul DNA, ci este Ministerul Educației. Ministerul Educației, care de ani de zile dă banii respectivi. Eu sincer să fiu, habar nu aveam. Eu credeam că toate diplomele sunt tipărite la Imprimeria Națională. Așa credeam eu și așa mi s-ar fi părut și normal. Nici eu n-am știut niciodată cum sunt tipărite diplomele noastre, că există o firmă, că niciodată n-am știut aceasta. Pentru că, adică mă gândesc că totuși Imprimeria Națională este, aparține guvernului, sunt acte oficiale, mi se pare cel puțin ciudat ca acte de o asemenea importanță cum sunt diplomele și așa mai departe să fie tipărite de o firmă privată. Nu că aș avea ceva împotriva firmelor private care tipăresc așa ceva, dar încă o dată avem. Bun, s-a întâmplat până acum. Există o anchetă DNA pe acest subiect. De ce nu se întâmplă acum? Până se rezolvă problema aceasta, că e clar, dacă firma este în anchetă, nu poți să mai tipărească încă o dată. De ce nu se face acest lucru acum către Imprimeria Națională? Exact, trebuie să găsească o soluție în cele din urmă. Sau pentru că până din 91 până în 2013 s-a putut încredința direct către o firmă privată și acum nu se poate încredința direct către o firmă de stat. De ce? Pentru că ar fi din nou acuzat de DNA, nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg care este ăsta și bănuiesc că va exista o presiune asupra Ministerului, pentru că bun, un act că ai terminat liceul și că ți-ai luat examenul de bacalaureat, trebuie să ai, că anumite n-ai nicio dovadă. Cum dovedești că ai luat examenul? Și s-a recurs la soluția prin care școala îți eliberează o adeverință, numai că adeverința respectivă, procedura spune că trebuie să te duci să o semnezi la inspectoratul școlar. Ce se va întâmpla cu inspectoratul școlar când, nu știu, 2000 câți tineri au terminat liceul și au dat examen de bacalaureat? Cred că vreo 2000 și ceva. 2000 și ceva, da. Trebuie să fie echivalent cam cu câte locuri sunt în momentul de față la universitate. Deci undeva până în 3000, să spunem. În 3000 de absolvenți de liceu vor veni la inspectorat cu adeverințele
pentru, și vor sta la cozi. Și vor sta la cozi interminabile, pentru că asta se leagă de ceea ce spuneai mai devreme. Dacă eu vreau să îmi depun dosarul la trei facultăți, eu am nevoie ca respectivul act oficial să-l am legalizat, să depun copie legalizată. Ca după nu diploma de bacalaureat sau adeverință. Această adeverință semnată de inspectorat joacă rol de diplomă de bacalaureat și eu, după ce o iau de la școală, mă duc la inspectorat, stau la niște cozi interminabile, pe care le bănuim, dar nu cred că are cum să se întâmple să fie mici, după care trebuie să merg cu ea, să o legalizez în altă parte, să-mi pot face două sau trei dosare, să depun la facultățile pe care, la care am de gând să-mi încerc norocul. Deci se anunță o vară extrem de agitată pentru absolvenții de liceu. Norocul lor că nu este o vară foarte caniculară și că sunt temperaturile mai scăzute, că almitere ar fi fost rădăi. În primul rând ar trebui să găsească o soluție măcar pentru cei care pleacă în străinătate, cum ai zis și tu, să fie totuși diplomele tipărite de către stat. Măcar pentru aceștia, pentru că eu nu cred că sunt atât de mulți studenți care pleacă în străinătate în comparație cu cei care rămân în România. Dar nu poți să introduci discriminare. Să fac cum? Adică, bun, mă duc dintre noi doi, eu fac facultatea în România, tu faci facultatea în străinătate, de ce să ți se elibereze diploma și mie nu? Da, dar la noi ai posibilitatea adeverința aceea ține locul diplomei, chiar dacă este provizoriu, dar ai posibilitatea să te înscrii cu ea. Știu, dar încă o dată, de ce dintre noi doi, unul să primească diploma și unul să nu primească diploma? Doar pentru că tu studiezi din străinătate și acolo sunt niște reguli, de ce, dacă acele reguli ar funcționa la noi? Adică înțeleg că după logica asta cei care pleacă sunt favorizați față de ceilalți. De ce? Pentru că acolo sunt niște reguli și hai să respectăm regulile lor, iar regulile noastre nu. La noi merge și cu adeverință semnată. Nu. Dacă nu, asta este sistemul nostru care este defectuos. Dacă vrem ca noi să reducem decalajul dintre sistemul nostru social și sistemul din vest, că spre asta țintim așa și cam ăsta este orizontul nostru de așteptare, atunci hai să stabilim și noi niște reguli clare ca acolo și să le respectăm și noi aici, așa cum le respectă și ei acolo, nu? Da. Dacă acolo cineva nu se poate înscrie la facultate fără diplomă de bacalaureat în original, hai să facem și la noi la fel. Va exista o presiune pe minister și un scandal enorm, după care lucrurile trebuie să se rezolve cumva. Acolo funcționează de, nu știu, când la noi de 20 de ani aceeași firmă. Chiar ar fi interesant de văzut cine este firma aia care tipărește diplome de bacalaureat de atâta timp fără să fi participat la o singură licitație. Eu când m-am înscris la facultate, la fel a fost și în cazul meu, am primit prima dată o adeverință prin care să dovedesc că am terminat liceul cu media X, după care, cred că după o lună de zile mi s-a eliberat diploma de bacalaureat, deci oricum și înainte de această anchetă ADNA, toți se eliberau diplomele imediat. Da, există o... și e de înțeles, pentru că ele se tipăresc într-un singur loc, că e o firmă privată, că e în primăria națională, sunt câteva mii la nivelul întregii țări și nu... Da, este imposibil. Trebuie o bază de date, nu? Dacă tu ai terminat acum examenul, s-au stabilit notele finale și așa mai departe, până se transmite toate formularistica, deci nu... O lună de zile este un timp rezonabil de așteptare pentru a-ți ridica o diplomă, cu atât mai mult cu cât și la înscrierea în facultățile în străinătate te înscriai în termenul adică până îți făceai restul dosarului și puteai să vii cu această diplomă. Ce se întâmplă în momentul de față este într-adevăr destul de delicat, pentru că, așa cum nu e prima dată când se întâmplă, din cauza unor oficiali sau din cauza unor alți oameni, plătesc copii. Și nu e deloc fair play, dar asta învață copiii, că de când intră în viață, că ți se întâmplă lucruri nedrepte în viață. Ultima întrebare în legătură cu acest subiect, să zicem că dacă un elev își pierde diploma de bacalaureat, ce poate face acesta? Diploma de bacalaureat este un act oficial, există procedura așa care se aplică oricărui act, se anunță pierderea, se publică un monitor oficial, se obține un duplicat, nu este un lucru complicat, înseamnă numai ceva timp pentru a face acest lucru. Deci problema se rezolvă. Da.
Doamnelor și domnilor, noi continuăm cu un nou subiect. Guvernul impozitează populația pentru clădiri nerezidențiale și crește taxa pe mașini și tiruri. Persoanele fizice care dețin clădiri cu o altă destinație decât cea de locuință vor plăti un impozit reprezentând până la 2% din valoarea impozabilă, iar impozitul pe mașini va fi majorat semnificativ de 2,5 ori în cazul mașinilor cu motorizări de până la 1600 de centimetri cubi. Modificările rezultă din proiectul de modificare a codului fiscal elaborat de guvern. Cristi, vorbim de un proiect de lege. Crezi că cine are mai mult de câștigat din acest proiect de lege? Păi, în primul rând, ar trebui să aibă de câștigat statul bani. Asta este unul din motivele pentru care se face această modificare. Este vorba despre un cod fiscal. De văzut dacă acest cod fiscal va fi modificat, pentru că modificarea a mai fost pusă în discuție și nu s-a realizat. Și acest proiect de cod fiscal ar duce, în opinia actualului executiv, ar duce la acoperirea unor găuri din buget, găuri în special realizate prin micșorarea CASE. Acum, trebuie să spunem că, ca și în alte situații, guvernul pare să gândească lucrurile tot așa pe genunchi și crăpind. Adică în momentul în care a spus discuția aceasta despre reducerea CASE și întâlnirea care a avut loc între președintele Băsescu și premierul Ponta, este subiectul zilei și toată lumea îl discută, și modul în care s-au prezentat cei de la guvern total nepregătiți a fost discutat și analizat de fiecare dată. Dar ce trebuie să spunem nu este pentru prima dată când guvernul nu are o strategie pe termen lung. Reducem CASE-ul pentru că dă bine, suntem în an electoral și e foarte bine să reducem CASE-ul, ok, în pasul 2 avem nevoie de niște bani, hai să mai creștem o taxă, dă bine să creștem impozitul pe a doua locuință, pentru că povestea va fi prezentată că uite cei care au vile și care au și așa mai departe. Dar același lucru, aceeași lege o să-i afecteze și pe cei care au o casă bătrânească pe la țară. Nu? Cam așa stau lucrurile. Dar, repet, guvernul pare puțin capabil să gândească o strategie coerentă pe termen lung. Ce s-a întâmplat, de exemplu, cu creșterea accizei. Acciza a crescut și așa mai departe. Rezultatele au fost slabe. Și neașteptate. Neașteptate pentru ei. Transportatorii l-au spus la vremea respectivă la ce să se aștepte. Ni s-a spus la vremea aceea că această acciză ne va aduce nu știu câți kilometri de autostradă. N-am văzut niciun kilometru. N-am văzut nici mișcându-se nimic, nu știu, un studiu de fezabilitate. N-am văzut nimic. Deci nu s-a întâmplat nimic concret. S-au încasat banii respectivi. Probabil s-au dus în susținerea sistemului bugetar, că sistemul bugetar este destul de greu și aceste reduceri trebuie cărpit pe aici pe undeva, și ne întoarcem la ceea ce discutam puțin mai devreme, și este o nouă taxă și un nou impozit pe care guvernul îl gândește pentru a se cărpi în locurile celelalte. Sunt foarte curios să văd dacă rezultatul va fi cel scontat, pentru că cei care sunt afectați găsesc tot timpul. Sunt tare curios să văd, de exemplu, mașinile acestea autoturismele cu motorizări de până la 1600 de centimetri cubi, câte dintre ele vor mai fi matriculate în România? Avem deja o problemă în zonele de graniță în Craiova cu așa numitele bulgăroaice, cu mașini înmatriculate în Bulgaria. O astfel de lege, să mă ierte Dumnezeu, dar mă gândesc că ar putea să aibă un efect similar. Din ce în ce mai mulți oameni să-și matriculeze mașini în Bulgaria. Să nu fie așa, dar eu sunt tare curios să văd ce se va întâmpla. Dar mă supăra că în ultimul timp au apărut foarte multe propuneri de legi. Ele sunt făcute, dar să vedem și câte se pun în aplicare. Că așa proiecte legislative sunt. Ele sunt lansate în dezbatere publică sau nu, că despre unele dintre ele aflăm foarte puțin. Și, mă rog, de văzut și câte se rezolvă. Dar
În ceea ce privește această modificare a codului fiscal, ea interesează pe toată lumea și, într-un fel sau altul, bănuiesc că va fi făcută, pentru că ne aflăm în an electoral și guvernul trebuie să demonstreze că se gândește la populație și așa mai departe. Eu sunt tare curios să văd care va fi rezultatul unei astfel de modificări. Și eu sunt tare curioasă, să mai revenim la acest subiect atunci când o să vedem o decizie finală. Doamnelor și domnilor, ultimul subiect pe care îl discutăm astăzi este despre forțele armate ucrainiene care au reușit să deblocheze duminică, în urma unor lupte, aeroportul de la Lugansk, unul dintre orașele importante din estul țării, aflate sub controlul separatiștilor proruși, a anunțat președinția ucraineană. Avariat și închis de mai multe săptămâni, acest aeroport se afla sub controlul loialiștilor, dar a devenit aproape inaccesibil din cauza prezenței forțelor separatiste în jur. Cristi, ce înseamnă pentru ucrainieni deblocarea aeroportului din Lugansk? Înseamnă că ne aflăm în momentul de față într-o logică și într-o situație de aproape război civil. Deci deja vorbim de două tabere, tabăra loialiștilor și tabăra separatiștilor. Separatiștii sunt evident susținuți puternic de Rusia. Și, bun, este o victorie, să spunem, locală și ei au reușit să ocupe încă un punct important. Un aeroport reprezintă o zonă importantă în operațiune pe care le duc. Dar, repet, privind lucrurile puțin mai de sus, astfel de comunicate arată că în momentul de față, în Ucraina, ne aflăm deja într-o logică de război civil. Nu? Avem operațiuni care se desfășoară, avem puncte strategice care sunt ocupate, sunt eliberate și așa mai departe. Deci suntem într-o logică de război civil și ucrainienii încearcă pe cât posibil să rezolve această problemă în termen cât mai scurt și în paralel cu operațiunile militare care se desfășoară, ei încearcă și găsirea unei soluții, să spunem, la nivel constituțional. Discutam în urmă câteva emisiuni despre acel proiect pe care ei l-au înaintat Consiliul Europei, prin care Ucraina să nu fie federalizată, dar să se acorde o mai mare autonomie regiunilor pentru a încerca să contrabalanceze într-un fel această idee și această tentativă a Rusiei de a rupe Ucraina. Pentru că dacă Rusia are în momentul de față un plan, are un plan de a crea instabilitate în zonă până când la un moment dat la un moment dat se va propune un plan de pace. Haideți să facem o întâlnire între cele statele din vestul Europei și Rusia, să găsim un plan de pace pentru Ucraina și acel plan de pace va presupune, nu știu, împărțirea Rusiei în două regiuni, una să fie pro-rusă, una pro-occidentală. Acesta pare să fie în momentul de față planul Rusiei. Ceea ce încearcă Ucraina, repet, dincolo de acțiunile militare directe, care și ele au rolul lor, pentru că astfel de acțiuni urmăresc să crească ponderea în teritoriu, astfel încât în momentul în care se ajunge la masa negocierilor, lucrurile să se discute altfel. Deci, dincolo de acest lucru, ucrainienii caută și o soluție prin care să împace cumva taberele, pentru că faptul că Rusia reușește să aibă această influență în Ucraina și este și ca urmare a faptului că în Ucraina există o puternică zonă cu influență pro-rusă. Deceniile de stăpânire comunistă din Ucraina, mișcările care s-au făcut acolo, au făcut mai ales în partea estică a Ucrainei să existe o populație filorusă destul de pronunțată. Nu, să nu ne îmbătăm cu apă rece să credem că toată populația Ucrainei se privește către Uniunea Europeană cu aceeași deschidere. Nu, există o importantă parte a populației care dorește să meargă mai departe alături de Rusia. Iar cei din Ucraina știu acest lucru. Milițiile pro-ruse au într-o anumită zonă sprijinul unei părți a populației și în momentul în care ei își iau în calcul regândirea Ucrainei, trebuie să nu uite acest lucru, pentru că este un lucru extrem de important. De altfel, pe acest lucru s-a și bazat Rusia în momentul în care a început operațiunile respective. Pe de altă parte, trebuie să spunem că nici Uniunea Europeană nu a avut o acțiune foarte consecventă în sprijinirea Ucrainei și abia acțiunile populației care au ieșit în stradă să susțină Ucraina și așa mai departe, i-au făcut pe occidentali să-și dea seama că nu pot să abandoneze Ucraina.
Deci vorbim de o strategie de lungă durată. Cred că să vorbim de o strategie pe termen mediu, dar o strategie pe care Uniunea Europeană a construit-o destul de îngrabă, pentru că nu atât timp cât au purtat negocierile cu Ucraina, ei le-au purtat ca și cu orice, cu orice alt stat estic. În principiu au vorbit, deci au crezut că aplică aceeași pași și aceeași măsură pe care au aplicat-o și în cadrul țărilor de la Visegrad și în cadrul României și așa mai departe. S-a întâmplat să nu fie așa, s-a întâmplat să, ca conducerea de atunci a Ucrainei să facă un viraj brusc către Rusia și atunci Uniunea Europeană și-a dat seama că Ucraina face parte din alt film. Uitaseră că, spre deosebire de celelalte țări, cu excepția țărilor baltice, țările este-europene care au intrat în Uniunea Europeană nu făcuseră parte din URSS, făcuseră parte din fostul bloc comunist, unele mai obediente față de Rusia, cum era Bulgaria, unele mai independente, cum era România, dar făcuseră parte doar din fostul bloc comunist. De data aceasta, Ucraina urma să fie prima țară importantă, repet, scoatem țările baltice din ecuație, care se angaja către un drum clar, ferm către Uniunea Europeană. Prima țară fostă membră a URSS. Era puțin probabil că un lider de talia lui Vladimir Putin va accepta acest lucru doar cu niște proteste diplomatice și atât. El provine din structurile KGB. Există un alt foarte, de mentalitate. Da, și un alt mod de a acționa. Și ceea ce s-a întâmplat ulterior în Ucraina a dovedit faptul că Uniunea Europeană nu a luat în calcul acest lucru. Acum lucrurile se schimbă. Să vedem pe cât timp și să vedem dacă ceea ce se întâmplă pe teren va avea reflectare și în activitățile diplomatice. Noi nu avem acces decât, repet, ceea ce spun de fiecare decât puțin. La foarte puține informații și multe dintre ele le putem judeca și multe lucruri le vom afla peste mulți ani, când atunci vom vedea dacă ceea ce presupunem noi acum are relevanță sau nu, sau este acoperit de realitate sau nu. În urma unor anchete și ce se va face în viitor, dacă tot vorbeam despre Ucraina și despre războaiele de acolo, să amintim oamenilor, telespectatorilor noștri, că astăzi se întorc românii care au fost în fâșia Gaza. Da, acolo este un conflict și cred că este vorba de cam de 100 de români care se află în zonă și care au fost repatriați cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. De regulă așa se întâmplă, în momentul în care există un conflict într-o anumită parte a lumii, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe se întrunește o comisie, o celulă de criză care se ocupă rapid cu scoaterea cetățenilor români din zona respectivă. Este procedura standard și o aplică fiecare țară, deci se aplică și la noi. Este un lucru intrat în normalitate. Într-adevăr, așa este. Cristi, ne pare rău, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, emisiunea Analiză Inițială a ajuns la final. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Eu sunt Andreea Dascălu. O zi minunată să aveți!